Luca, capitolul 9, versetul 57, pagina în Biblie, 1001. Luca 9, 57, până la versetul 62. Pe când erau pe drum, un om i a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns, vulpile au Vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nare are unde să-și odihnească capul. Altul i-a zis, vină după mine. Doamne i-a răspuns, el lasă-mă să mă duc întâi să îngrope Tatăl meu. Dar Isus i-a zis, lasă morții să-și îngrope morții și tot dute devestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este de stoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Doamne, te rog să binecuvintez cuvântul acesta în mijlocul nostru, în viața noastră și te rog, Doamne, să ne ajuți pe fiecare dintre noi să-L trăim în inimile noastre în fiecare zi din viața noastră. Amin. Vă invit să vă reașezați. E o bucurie pentru mine să pot să slujesc pe Domnul în mijlocul dumneavoastră și mă rog ca Domnul să ne vorbească fiecăruia în seara asta nu ce vrem noi, ci ce avem nevoie. Putea ziceți toți amin și mai pasionează treaba asta. Amin? amin? Mă rog ca Dumnezeu să ne vorbească ce avem nevoie. Amin? Mulțumesc, Daminul Puternic. E important că atunci când venim în Dumnezeu nu să nu să-i spunem noi ceva lui Dumnezeu, ci El să ne spună nouă. Pentru că mai important decât să-l aducem noi pe Dumnezeu în lumea noastră, e important ca noi să intrăm în lumea lui Dumnezeu sau dacă vreți să trăim în voia lui Dumnezeu. Și rugăciunile noastre ne au de a face ca El, Cristos, să ne răspundă voii noastre, ci rugăciunile de fapt ne schimbă pe noi încât să trăim în voia lui Dumnezeu și sub voia lui Dumnezeu. Și în momentul în care trăim în această voie, sub autoritatea lui Dumnezeu, nu doar că suntem binecuvântați, ci ne simțim binecuvântați. În după masa aceasta, din textul acesta, dacă Dumnezeu ne va ajuta, vom învăța câteva lucruri ce înseamnă cu adevărat ucenicie în școala lui Hristos din perspectiva uneia din metaforele slujirii și în seara aceasta e vorba despre plug, ce înseamnă cu adevărat să pui mâna pe coarnele plugului, ce înseamnă să nu te uiți înapoi sau de ce ne uităm înapoi și ce se întâmplă dacă ne uităm înapoi. Pentru că important în slujire nu ceea ce facem noi și nu ce primim în slujire, ci important ce se schimbă în noi când slujim. Pentru că pe cineva tot slujim și cuiva tot ne închinăm, cuiva tot ne rugăm și în fața cuiva tot plângem și important e ca ia, ia slujirea noastră să ne schimbe în interiorul nostru, pentru că o spun de fiecare dată când am ocazia, Dumnezeu e mai interesat de caracterul tău decât de slujirea ta. Dumnezeu e mai interesat de tine, de ce faci în cursul săptămânii decât ce faci la biserică. Pentru că aici la biserică ne mai dăm cuate unul la altul, cântă și tu, nu staci și nu cânta, hai să roagă-te, mai fă ceva, n-ai Biblia la tine, te mai ajută frații, îi mai sprijinim, mai ai niște propte pe lângă tine. Dacă nu ești la biserică, te sună imediat unde ai fost, se interesează de tine, să roagă pentru tine, chiar și plângă rugăciune pentru tine, așa știu Biserica Speranța. Amin. Amin. Bine că ați mai mulți amin aici. înseamnă că așa se întâmplă. Dar în seara asta aș vrea să vedem câteva lucruri despre ce înseamnă cu adevărat să slujim pe Dumnezeu, repet, din perspectiva uh, plugului. Ucenicia are trei chemări și prima chemare este când Domnul ne cheamă și spune vino și vezi. A doua etapă, dacă vreți, e vino după mine și a treia etapă vino să fii ca mine. E, dacă vreți, acea contopire a mea în prezența lui Dumnezeu, în care noi facem un pas în spate să se vadă Dumnezeu mai mult. Și personal cred că avem nevoie ca o generație să facem un pas în spate și să lăsăm pe Dumnezeu să -și arate gloria și slava. Pentru că să știți că în același loc nu poate fi slăvit și un om și Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Și Dumnezeu e cel care e un Dumnezeu gelos și un Dumnezeu care, dacă nu-i dai slava, te lasă și în final tot la Dumnezeu ajungem. Cei drept mai șifonați, mai îmbătrâniți, mai încărunțiți, dar tot la Dumnezeu ajungem. Dar de-aia e foarte important să înțelegem care este rolul nostru, care este locul nostru și să-L lași pe Dumnezeu să rămână Dumnezeu în viața ta. Și noi, datoria noastră, în primul rând, să rămânem oameni. Pe urmă, penticostal, baptiști, ortodox, ce vreți dumneavoastră, dar prima dată oameni. Pentru că ia, ia slujirea, ia ucenicia, ne schimbă și ne transformă și ne ducem, pentru că ceea ce caracterizează pe un ucenic e că el este de acord cu cel care îl ucenicizează, și ceea ce aș vrea să învățăm în seara aceasta, și o să vedeți că apelez la expresia asta de mai multe ori, la ideea aceasta, la imaginea aceasta, e fiecare dintre noi trebuie să fim ucenicizați și să ucenicizăm. Fiecare dintre noi este închemat să fim, dacă îmi permiteți, undeva la mijloc, să avem oameni cărora le se întinde mâna să-i ridicăm și să avem pe cineva deasupra noastră în care tindem mâna să fim ajutați. Să ne ferească Dumnezeu să ajungem, să credem că noi nu mai putem să fim învățați și nu mai avem nevoie să fim învățați. Și să ne ferească Dumnezeu să nu fim oameni care să nu învățăm la rândul nostru. Avem o datorie nu doar religioasă și spirituală, ci și morală înainte lui Dumnezeu, să dăm mai departe ceea ce primim de la Dumnezeu și să fim un al binecuvântării Lui, a învățăturii Lui, a ceea ce Hristos face pentru noi. A chiar și a binecuvântărilor pe care le primești din partea Lui Dumnezeu, dă-le mai departe, pentru că nu știu dacă găsește alt motiv mai important să-i ceri lui Dumnezeu să-ți mai dea dacă nu dai. Pentru că e important, spuneam din nou, ce se întâmplă în inima noastră, pentru că dacă inima e deschisă și buzunarul deschis, știți? Dacă inima e deschisă și viața noastră e deschisă și dacă inima e deschisă, lucrurile se întâmplă altfel, pentru că cine, cine slujește pe Dumnezeu cu inimă se simte, e adevărat? Pentru că ea slujirea nu de a face cu timpul nostru, ci are de face cu timpul lui Dumnezeu în viața noastră, în ceea ce transformă Dumnezeu în noi. În capitolul acesta nouă, și oarecum drumul, regăsim drumul acesta a Domnului de la Galileea spre Iudeia, vreo 10 capitole din Luca în care Luca te scrie anumite aspecte ce se întâmplă pe drumul ăsta și oarecum Pasajul acesta încheie, dacă vreți, ce se întâmplă la începutul capitolului, totul pornește de la o criză în care ucenicii n-au reușit, n-au biruit. E o criză, dacă vreți, de autoritate, e o criză de unitate, de compasiune și ajungem la, la, în seara aceasta, în textul acesta, la o criză sau la o provocare a consacrării noastre. Și o să vedem câteva lucruri de extrem de importante vis-a-vis -vis de cele trei categorii de oameni pe care mă gândesc că v-ați dat seama din textul acesta, le regăsim în viața noastră atitudinile lor, cerințele lor, dar și dacă vreți și dorințele lor ascunse. Domnul atunci când cheamă oameni, știam profesia lor, știam ce face, știam numele lor, dar de data asta Domnul interacționează cu trei categorii de oameni care nu știm nici ce făceau, nici cum îi chema și nici, ce, nici ei nu prea știau ce vreau. Uh, pentru că întotdeauna să știți Domnul cheamă oameni care fac ceva Dumnezeu nu are nici omeri nici pensionari Dumnezeu are doar oameni care slujesc și eu mă fac o paranteză aici deschid paranteza să știți că în biserică va trebui să învățăm să avem loc unii de alții și în biserică întotdeauna oamenii au loc unii de alții și vă mai spun un lucru fiecare are locul lui și am închis paranteza, mergem mai departe. Și aș vrea să învățăm în seara aceasta care ar fi câteva trei piedici ale uceniciei și pe urmă vom vedea ce înseamnă cu adevărat să slujim pe Dumnezeu din perspectiva aceasta a plugului. Și prima piedică este impulsul firesc. Ne uităm la prima categorie de oameni, la primul om și Biblia spune că pe când Domnul era pe drum un om, i-a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Angajamentul față de Hristos nu poate fi bazat pe o decizie emoțională, dacă vreți, sau idealistă până la urmă. Nu poate să fie doar un moment lacrimogen, o seară frumoasă, ai ridicat mâna, ai zis vreau să mă banc și eu, vreau să slujesc și eu, pentru că și atunci și acum nu poți să mergi în școala cuiva și nici nu mergi la școală dacă nu ești primit de instituția respectivă sau de școala respectivă, atunci, în timpul acela, rabinii mergeau și îți găseau ei și alegeau ei ucenici. Nu ucenicul spunea, vreau să mă scriu la Gamaliel pe listă și acum eu mă duc la școală la Gamaliel. Dacă Gamaliel nu-ți făcea chemarea, nu aveai parte și nu puteai să intri în, în slujire. Și el când sfrostea cuvintele acestea și era o practică pentru ei, atunci pentru noi pare destul de interesant când Domnul spune, vină după mine. Și ei imediat, gata, sar, lasă vama, lasă cabinetul medical, lasă totul și merg după Domnul. Nu, era o, o, o cultură vremii în care oamenii așteptau să fie invitați să meargă într-o școală rabinică și era cea mai mare onoare ca un rabin. Și cu cât rabinul era mai vestit, mai popular, dacă vreți, Am avea mai multe like-uri pe social media, erai și tu din stafful tehnic al lui, erai pe lângă el, te simțeai și tu din ce în ce mai important. Și când Domnul Isus Hristos a mers la ucenici și a spus, vină după mine, oamenii aceștia au lăsat totul pentru că era o onoare din partea lor să fie chemat să intre în școala cuiva, în învățătura cuiva. Și ce aș vrea să vedem în, în, ca o piedică a vieții noastre, ne uităm la omul acesta, omul acesta e, om, e, e bărbatul ăsta care aude despre Isus, a văzut minunile lui Isus și a zis, vreau și eu, vreau să fiu și eu parte a mulțimii, vreau să am și eu parte de ceea ce oferă Hristos. Și spune Domnul, mai important decât ce ofer eu, sunt important eu pentru tine. Și vreau să vă spun un lucru, un lucru foarte mare, foarte important și vreau să-l notez foarte bine. Dacă nu-L dorești pe Hristos, n ai parte nici binecuvântările lui Hristos. Și și dacă le ai, doar trec pe lângă tine, nu te poți bucura de ele. Pentru că nu e important ce ai pe masă, important cu cine stai la masă și nu e important cât de mare e casa ta, ci important cine este domn și stăpân în casa ta. Pentru că e mai important decât să zugrăvești casa, e important atmosfera din casă, e adevărat sau nu? Și doar Hristos e Cel care schimbă cu adevărat atmosfera din viețile noastre, din relațiile dintre noi, dar și în interiorul casei noastre sau slujirii noastre sau ceea ce facem în fiecare zi, fiecare dintre noi, societatea aceasta. E important ce face Dumnezeu în inima noastră și ce, ce clădește în fiecare zi. Și prima piedică este impulsul ăsta firesc în care vii și spui vreau să intru și eu în slujire, vreau să fac și eu. Și Domnul se oprește în dreptul lui și spune felul, vâlpul au vizui, păsările au au cuiburi, dar fiul om nu are unde să-și odihnească capul. De fapt tu spui și spune Domnul acestui om, tu nu știi de fapt ce ceri. Și dacă ne uităm în textele paralele, vom vedea în Matei, de fapt, că el era un cărturar, un om care, care cunoștea legea, un om care era mai mult în bibliotecă decât acasă, un om care care, care uh, digera informații în fiecare zi și de fapt el cărturară, au mers la Domnul Iisus Hristos cu o motivație greșită și s-a spus vreau să mai învăț ceva de la tine. De fapt eu nu vin să mă schimb tu, eu vin de fapt doar să mai îmi aranjez lucrurile. Vreau să vă spun un mare adevăr. Dragilor, Iisus Hristos nu reformează pe nimeni, Iisus Hristos regenerează. Iisus Hristos nu doar schimbă anumite lucruri, Iisus Hristos nu doar aranjează anumite lucruri, Iisus Hristos nu doar îți face niște reglaje fine, ci Iisus Hristos o dă o altă viață, o altă inimă, o altă direcție, o altă atmosferă, un o altă, o altă, alt sistem de valori. Pentru că El e Cel care nu doar reformează, ci regenerează viața ta. Și regenerează viața mea. El ne dă un, un, un nou început pentru o nouă destinație, cu o altă atitudine. Și spune, de fapt, tu vrei doar informațiile mele. Tu vrei doar minunile mele, tu doar vrei să fii pe lângă mine, dar nu vrei să fii în mine și eu în tine, să, de fapt să trăiești acea dumnezeire zilnică, cum spunea Dumitul să ne să trăiești cu adevărat acea, acel moment în care El, Hristos, să domnească peste viața ta în fiecare clip al vieții tale. Și ăsta e momentul predării mele totale înainte de Dumnezeu. Omul ăsta n-avea chemare, spune Biblia, că el a venit la Domnul. Și Domnul, eu vreau treaba asta avem o problemă. Doamne, eu vreau. Mai a vrut unul până în Vechiul Testament și nu e și bine. Și pe cea care a vrut-o și nici pe el. Și nici cu el. Și mergem la Domnul și Doamne, vreau să fac asta. Vreau să spun ceva, dacă oamenii te ridică, cobori odată cu oamenii sau tot cu oamenii ei care te ridică, te și coboară. Dar când te ridică Hristos, rămâi ridicat și oricâți oameni ar vrea să cobori, nu poți coborâ. Pentru că El binecuvintează și banul tău, și poziția ta, și slujba pe care o ai, și oricât colegi ai avea, și oricât șefi ai avea care vrea să te dea afară, dacă Hristos vrea să rămâi acolo, acolo vei rămâne. Și dacă vrea Hristos să ajungi într-un anumit loc, vei ajunge în anumit loc. Și oricând ne-am străduit nouă oricând am face noi, dacă El nu primim autoritatea Lui Dumnezeu peste viața noastră și binecuvântarea Lui, oricând ne-am dat noi peste cap, spune Biblia, nu putem să facem nimic, dar nimic fără El. Nu doar ceva și doar chem pe Hristos la intervenții. Adică cu răceala mă, mă descurc, dar cu cancerul e un pic mai complicat. Nu! Nici în răceala nu ne descurcăm fără Hristos. Și avem nevoie de El în fiecare clip a vieții noastre. Și omul ăsta vine la Domnul și omul ăsta vine și spune vreau eu, eu vreau, eu vreau să vin lângă tine, vreau să fac slujirea. Pentru că El nu știa de fapt ce cere. Și întrebarea e de, fapt, de ce Hristos ne cere totul în slujire? Pentru că a dat totul întâi. A dat totul. Și vreau să vă spun un lucru foarte important. Oricât am face pentru Hristos, o facem tot pe datorie. Adică tot datori am fi. Oricât am sluji, oricât am alergat. Eu îmi pare rău că am întârziat un picuț, am venit o altă slujbă între programe. Oricât am alergat noi, tot pe datorie încă suntem, tot datorii cât bine ne-a făcut, ne face și ne va face. Tot pe datorie. Și nu știu dacă în firea noastră, în impulsul nostru firesc, e una din cele mai, dacă vreți, subtile piedici pe care le-am văzut în slujire. Să crezi că faci ceva în numele Lui Hristos și de fapt să n-aibă nimic de a face cu Domnul în momentul respectiv. Doamne, a scos, am dus, am făcut și a dar niciodată nu v-am cunoscut cândva. Eu niciodată, de fapt, nu m-ați cunoscut. Nu v-am cunoscut. Pentru că, de fapt, voi v-ați folosit de numele meu, dar n-ați cunoscut puterea numelui meu. Voi v-ați folosit de binecuvântările mele, de ceea ce am oferit eu. Dar voi niciodată nu m-ați dorit pe mine. S-ar putea să-l dorești așa de mult în slujire încât să-l pierzi pe Hristos în propria slujire. S-ar putea să-ți dorești așa de mult să slujești și slujirea respectivă să te îngenuncheze o câți oameni știu care nici nu au mai venit la biserică după ce au început să slujească. Pentru că se ne ferească Dumnezeu să facem ceva fără Hristos. Binecuvântarea avem atunci când El e cu noi în fiecare slujirea noastră. Ca și păstor am învățat că și atunci când trebuie să mă rog pentru cineva, mă rog să văd dacă eu trebuie să mă rog sau nu. Și o să spuneți că sună ciudat. Și vă dau un exemplu foarte practic aici. Eu atunci când mă rog pentru cineva și tu ai nevoie de un cuvânt în partea lui Dumnezeu și când vine păstorul sau cineva care crezi că Dumnezeu îl folosește pentru, pentru schimbarea stării tale sau vindecării trupului tău, te lești de fiecare cuvânt pe care îl spune. E adevărat sau nu? Și crezi că vine exact de la Domnul. Și eu poate rostesc, în firea mea, rostesc anumite cuvinte și spun anumite cuvinte pentru că te iubesc, pentru că ești prietenul meu, pentru că știu nevoia ta, pentru că-ți cunosc viața ta. Și omul respectiv, fără să vreau eu, fără să vrea el, e dus în eroare, pentru că de fapt n-am avut eu un moment în care să-mi Doamne, te vină cu mine. Că atunci când mă rog să rostesc ceea ce Tu îmi spui să rostesc. Dragii mei, lucrurile sunt mai sensibile decât am crezut noi vreodată. Când vorbim de slujire. Pentru că să știți, nu noi tra nu, nu Hristos trage la jugul nostru, ci noi tragem la jugul lui. Și ca slujirea să aibă binecuvântare, nu are de a face doar cu așezarea seminței în pământ sau să mai uzi, ci Biblia spune că El face să crească. Și slujirea crește în momentul în care e binecuvântată de Dumnezeu și sub autoritatea lui Dumnezeu. Așa și în casele noastre. Puteți să deschidem Biblia cât vreți dumneavoastră, dacă nu ne de deschidem, de deschidem întâi inima și mintea pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Putem să ne rugăm de să zămiște candelabrele la noi acasă, dacă nu credem nici măcar o iotă din ce spunem. Pentru că ceea ce se întâmplă în noi e mai important decât ce se întâmplă cu noi. O altă piedică, numărul 2. Ne uităm la a doua categorie de oameni de aici. Sunt datorile pământești. Al doilea om, spune Biblia în versetul 59, altuia e zis. aici Domnul face pasul. Ăsta primul zice falimentar, nu mai vreau. Nu mai vreau, dar am crezut că e altfel. Eu am crezut la slujire e fain, am crezut că ești acolo numai pe lumini, toată ziua ești în reflectoare, toată ziua oamenii se uită cu drag la tine. Unii în era văzut și zic, mă, nu mai zic. Uneori te sperii, de fapt, când din slujire. Și că ai crezut că totul e extraordinar și acolo e har și numai har vezi, numai cadă 8 martie, vezi numai petal de trandafiri, atât anul vezi numai spin după aia. Tot așa și voi, dacă ajung acolo, o să fie extraordinar, când de fapt, fără Hristos, orice slujire ne obosește, nu ne, nu ne uh, energizează viața. O altă piedică sunt aceste îndatoriri pământești în care Domnul a mers la, la alt om și a spus, vină după mine, Doamne, a răspuns el, lasă-mă mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Isus i-a răspuns, lasă morții să-și îngroape morții și, și, tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Și aici o chestiune foarte importantă. În vremea respectivă, chiar și în vremea de astăzi, a avea grijă de tatăl tău era cea mai mare onoare și responsabilitate ca, ca și fiu în casă. Orice, dacă vreți, pălea în fața acestei responsabilități. Și omul vine și spune, de acum, în adevărat, băieții ăștia care studiază un pic mai mult să luptă, care e, de fapt, sensul adevărat acestui text. Și unii spun că, de fapt, erau doar ultimele momente în care el doar trebuia să-l înmormânteze pe tatăl. Sau alții spun, de fapt, tatăl meu e în vârstă și urmează cândva, nu știu când. Și eu stau lângă el. Acum vă rog fiți foarte atenți în subtilitate în text care ne dă peste cap tot, tot, tot sistemul prim pe care l-am pus în fața ochilor noștri. Îți spune Biblia că Domnul nu l-a chemat într-un mod fizic pe omul ăsta, ci de fapt Domnul i-a spus tu du-te și vestește împărăția Lui Dumnezeu. În datorile pe care le facem, le facem și suntem datori să le facem. Suntem datori să le facem. Că înainte, să fii predicator și pastor, ești tată și soț. Amin. Zic eu amin pentru toți. Și înainte să crezi că ești nu știu ce slujitor și faci și mergi și ești responsabil să slujești pe familia ta de acasă și pentru copiii tăi. Și acolo ești primul evanghelist pentru prunce tăi și pentru cei din casa ta. Și slujitor pentru cei, cei mai apropiați din familia ta. Și de fapt spune, tu trebuie să faci ce trebuie să faci. Dar peste îndatoririle astea, tu trebuie să vorbești despre împărăția lui Dumnezeu. Și chemarea pe care omul acesta o are, e de fapt, peste îndatoriri, să cheme, dacă vreți, numele Domnului și binecuvântarea Dumnezeu. Un singur gând am aici la punctul acesta. Ceva sub o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu, mai mult sau mai puțin, ne obosește pe toți. Întrebarea e, ce de fapt, ne obosește? În datoririle pământești sau, dacă vreți, în datoririle cerești? Că rupți de oboseală, picăm în fiecare seară. E adevărat sau nu? Dormim pe, cu Biblia în brațe, asta e cazul fericit, dormim în canapele, pe în living-uri, pe, living pe apucăm. Deci când prinzi un scaun în seara, dorm pe el acolo. Și tu și el, bucuroși. Cineva, vreau să vă întreb, tot ne obosește. adevărat? Aici e punctul sensibil. Îndatoririle le facem, dar peste ele chemăm voia lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu chemi, oricâți bani ai avea nu-ți ajung. Dar dacă chemi, oricât ar fi pensia de mică, ai să le dai și la nepoți. Când vin, ți-ai pus și bani de mormântare, ți-ai ar, ți aranjat lucrurile. Ești aranjat. mi îmi place treaba asta grozav la frații noștri. Știți, ca și pastor, mă duc mult pe ei pe acasă și vă pătăți să aranjați așa. Adică, tot are... mi-au și spus câțiva cine să cânte, cum să facă programul. Bun. Dar dacă e bine Cuvântul Dumnezeu, oricât ar fi de puțin, rămân. O altă piedică, e că de treia categorie de oameni, e compromisul. Un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi. Asta și se mărturisește, adică din prima, nu mă apucă să-i mai spună am învățat de la primul, și a zis, da' lasă-mă întâi să mă duc să-i mai am rămas bun de la ei mei. Și ideea textului e următoarea. Eu vin după tine, dar lasă-mă să rezolv niște lucruri din trecut. Mai am, mai am câteva uh, responsabilități, mai am câteva lucruri de reglat din trecutul meu. Și aici punctul, dacă vreți, central, e loialitatea totală. Pentru că nu poți să mergi, și fiți foarte atent ce vă spun acum, nu poți să mergi după cel fără păcat, trăind în păcat. Nu ai cum. Doamne, eu vin după tine, dar mai întâi eu, mai am eu câteva puncte și vreau să spun ceva, punctele alea te vor ține captiv zeci de ani și nu mai poți să faci. Diavolul vrea să trăim între ieri și mâine, niciodată azi. Hristos te cheamă să trăiești azi cu El, pentru că psalmul 23, cel mai iubit psalm al nostru, știm pădăros, spune Domnul este acum păstorul meu. Nu doar că a fost, nu doar că va fi, ci este aici și acum. Bătălia se dă aici, în punctul acesta, pe compromis pe loialitatea mea totală înaintea lui Dumnezeu. Pentru că înainte să faci ceva cu mâinile, Hristos îți vrea inima predată total înaintea lui. Înainte, fraților, să cântăm împreună, va trebui să fim prieteni, nu doar frați. Pentru că frații te primesc cu pacea Domnului și te lasă cu pacea Domnului. Ar fi foarte important să nu mai ne chiar lăsăm așa cu pacea Domnului peste săptămână, ci să ne mai căutăm o leacă unii pe alții. Și înainte să faci cu cineva bine, va trebui să fii bine cu acel cineva. Înțelegeți ce zic eu acum? Pentru că înainte să cântăm împreună, va trebui să, fim unitate, să avem o unitate în Duh. Pentru că dacă nu e unitate în Duh, nu e unitate în ceea ce facem în slujirea noastră. Și am dat cântarea ca exemplu și am dat toate au aceeași, dacă veți, același principiu, orice slujire am face. Pentru că înainte să faci ceva împreună cu cineva, va trebui să fii unit, în unitate, în Duhul lui Dumnezeu, cu persoana respectivă. Am vrea să vedem câteva caracteristici ale slujirii. Sunt trei la număr, vă spun ca să știți cât mai urmează. Și acum am ajuns la versetul acesta 62, și una din caracteristicile slujirii este sacrificiul. Ceea ce caracteriza omul care punea mâinile pe coarnele plugului, nu erau nici pozele, nu era nici selfie făcut cu plugul, nici ediția nouă 2024 de plug, ci erau bătăturile în mâini. E adevărat? Și mergeai la oamenii care munceau toată ziua, adică nu se făceau că muncesc, chiar munceau, aveau bătături în mâine de te apuca groaza, că de asta eu când am crescut la bunicii mei, îmi spuneau dată, a doua oară, nu îndrăzneam să nu fac, că știam ce mână are bunicul. Nu că s-ar fi întâmplat vreodată, dar nici nu m-am riscat niciodată. Și caracteristica pe care o avem atunci când trăim cu Domnul și când îl slujim pe Domnul, sunt bătăturile pe care le avem, e sacrificiul, pentru că e ușor să te uiți la plug, e ușor să faci poze cu plugul, dar e cel mai greu să stai în braț de un plug. Nu știu dacă ați avut harul să mergeți la, cu plugul, vreau nu am avut harul, eu nu m-am pus mâna odată pe un plug, era mai greu ca mine numai el, dar apoi să nu mai bagi în, în brazdă, da să-l mai ții drept, da să aranjezi lucrurile, da să pui roata mai mică deasupra și roata mai mare în brazdă și să le aranjezi lucrurile și să pui, să ai o direcție clară. Și ceea ce caracterizează slujirea adevărată înseamnă. e acel sacrificiu. Și un aspect al sacrificiului este să ai după reguli. Nu ai cum vrei tu, nu, nu ai doar de suprafață. Și asta vreau să vă fac o paralelă un pic cu ce s-a întâmplat în viața mea, în copilăria mea. În, la început oamenii mergeau cu cai, mergeau cu boi și arau. Și când ori venit tractoarele la noi în sat, atunci să știa, domne, până la salcea cu tare răzorul, nu știu care, după aia lui Haidu, după aia lui următorul, nu să ne băgam păstă, fiecare avea așa un GPS natural. Nu de eroare niciodată. Și eu, nu o să uit niciodată, o vin un tractorist la noi acasă și a zis bunicul meu, mă, nu mai să merg mi și mie acolo nu vă zic acum de noi, oricum n-a să localizați pământul ăsta. Și o zic, nu merge acolo la mine să-mi are acolo. Deci, ba da. Și numai văd pe bunic, mi-a că de mine, hai să mergem și noi. După, după, ce, că i -a dat datele, i-a dat coordonatele, gps ăsta, știe, merge, e plătit de motorină, toată lucrare, câte ari ai? 20. Atunci mai era încă încredere atunci. Încă mai era încredere. Și am 20, 20, atâta. Știi? Și mă ia bunicul, hai cu mine. Și mă duc. Și eu stau pe dig acolo lângă, lângă pământ și îl văd pe ăsta cum are, mai în dreapta, în stânga, tot să plimbă pe acolo pe pământ la noi. Și l-am întrebat pe unii cum e, dar de ce eu trebuie să vin și eu mă uit acum cum întoarce ăsta brazda? Putea și fără noi, că i-ai dat coordonate, bani, i-ai dat tot ce a trebuit, numai să facă treabă omul. Și fiți foarte atenți la un aspect foarte important. Spune, eu l-am plătit să-mi bag înge toată brazda, adânc, tot plugul. Eu vreau să pun porumb aici. Și mie îmi trebuie cât mai afunat să fie pământul. Și vă dau o imagine în mintea noastră acum. Un pământ arat, fie că e în profunzime, fie că e de suprafață, arată, arată, corect? Care e diferența între ele? Profunzime, e adevărat? Lucrurile exterior par toate frumoase. Arate, lucrarea făcută, slujirea făcută, extraordinar. Dar profunzimea dă diferența. Pentru că eu știu, spune domnul Daia, nu știu dacă ați observat la plug, avea un șurub acolo în mijloc plugul și l-a reglat cât de adânc să intre în brazdă, să intre în pământ, pentru că el, stăpânul nostru, știe ce vrea să se în orgolul în care suntem chemați fiecare dintre noi să arăm. Și nu-i treaba noastră ce seamănă el, treaba noastră să lăgăm, lăsăm pe el să ne regleze cât de profund sau cât de, de sus sau de jos să arăm. Datoria noastră e să pun mâna pe plugul ăla și să mă duc să ar. Că prea mult devenim filozofi și stăm pe lângă plug și ne, 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 ne învârtim în jurul lui și spunem Doamne, dar de ce așa? De ce e de -ncolo? Uite pe celălalt, uite ce poți pământare, la mine cât e de întărit, cum e? Nu, 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 Erau câteva reguli care nu... Dacă vrei să ai profunzime, dacă vrei să ai o plantă cu rădăcini puternice, va trebui să intri cât mai adânc. Dacă vrei să rămâi în picioare în seceta vieții tale, va trebui să, să intri profund în relație cu Dumnezeu. Și nu o să uit niciodată un alt aspect aici, când, când mergea bunicul meu și testea pământul, să vadă dacă e bun de arat sau nu. Și venea și spunea la bunica mea și spunea, vezi că eu marți mă duc să ar. Oricine l-ar fi sunat pe mobil, nu era. Oricine l-ar fi căutat, i-ar fi scris mesaje, indiferent... El știa un lucru, eu marți dimineața, orice se întâmplă, numai dacă ploua, eu, eu marți dimineața mă duc la arat. Pentru că știa un lucru ce ar trebui să știm noi toți, dacă mergi prea repede în slujire, pământul e mult prea, mult prea umed și se lipea de, 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 plug, e adevărat? Și nu -avea, avea nicio, izbândă, nu se întorcea brazda. Dacă mergeai prea târziu, era mult prea uscat încât omorai și animalul, și plug, și pe tine, și nu știi ca nimic. Vreau să vă spun ceva, doar Dumnezeu știe timpul tău. Și asta înseamnă anumite reguli în pe care mergi. Nu mergi tu când vrei tu, și nici nu ai cum vrei tu. Și să mai spun ceva, nu ai unde vrei tu. Ci fiecare mergeam și aram. Și mergeam la rat. În holda noastră și în locul în care trebuia să facem lucrul ăsta. Și un lucru foarte important aici la sacrificiu era că atunci când nu mai putea animalul, se oprea și trăgea o, o gură puternică de aer. Și l aștepta bunicul să tragă o de aer ca să poată să meargă mai departe. Asta înseamnă sacrificiu, nu doar să ai bătături tu în palme, ci să ai grijă de cei cu care slujești. Numărul 2, consacrarea. Aici e foarte important privitul nostru. Deci când ne uităm la plug, spune Domnul, dacă pui mâinile pe coarnele plugului și te uiți înapoi, nu ești destoinic, fiți foarte atent pentru împărăția lui Dumnezeu ca și slujitor. Nu că nu ai fi mântuit, dacă nu e slujire, în ficuță alt nivel, next level. Și întorci capul și ți s-au dus coordonatele GPS. Și dacă numai 10 cm, 20 cm i-a dus mai în dreapta, brazda se întoarce și tu ai senzația din nou că totul este arat. Știți când este diferența? Cel mai repede sau cel mai uh, bine ar fi la sămânat. Dacă scapi și de sămânat la recoltă, îți dai seama că e o insulă în ogorul tău în care nu-i porumbă acolo. Pentru că acolo de fapt ai pus un pământ pe un alt al pământ. N-a fost acea braț de băgată în, adânc, în, în adâncime. Și aici e o întrebare pe care ar vrea să vă lansez între Unde este inima noastră? Pentru că acolo e și privirea noastră. Și închei cu un gând. În al treilea, o treia caracteristică este determinarea. Știți când ne opream? Adică eu eram pe acolo ne opream. Acum zic la plural să par și eu din staf. Eu eram pe acolo, pe sub sălcii. Eu stăteam, mă uitam la soare. Stam la vitamina D. De eram și eu. Am mers și eu cu bunicul la arat. Sau la săpat au pus de câteva ore, am tăiat tot porumbul și că mai bine lasă, că mă descur fără, e mai simplu și mai productiv. Știți când mergeam acasă? Când se termina. Și s-ar putea nici măcar seara ce să fie noaptea. Aduceți aminte. O câți oameni știu care lucrau sub clar de lună. Nu se prea când era greu, nu se oprea când apa era clocită și nu mai zinia să bei, nu s-o preai atunci când citeai ziarul după slănina care era cu tine să topea slănina, nu atunci când ți era bine sau mai puțin bine, când era mai când vroiai sau nu, când ave erau muște după tine sau nu, când ai transpirat sau nu. Știai că dacă mergi la plug, dacă mergi la lucru, nu te întorci până nu-i gata. Pentru că atunci când te întorceai pe drum spre casă, nu era bucurie mai mare. De câte întreba, mă, fost ai, unde ai fost? M-am fost la Arad, gătat ai, mă. Asta e traducere bihorenească. Și ăsta, la marea lui bucurie era gătat. Să alegeți, am avut de gătat, în, vă pot explica terminologie după program ce înseamnă. Adică nu te-ai ferchelit, gătat e altceva. Ai dus până bun sfârșit. Dar când te întorceai spre casă și tu ai terminat mai repede, și vedeai pe altul că mai are câteva șiruri de săpat. Știi ce făceam? Fiecare cu treaba lui, mă. Păi, mă mișcă mă mai repede, baga doua. Eu am, eu am terminat, mă, nu? Vezi ce înseamnă să ai mai mult prunci, ai mai multe ajutoare. Știți texte de genul. Mulțumesc, frate. Și ăsta, și ce făceam? Luam sapa și intram și noi în brazda. Intram în șirul lui. Că dacă am terminat eu, să termine și el. Și mergea mai departe, și dacă mai găseai pe altul, eram deja 4, 5, 6, 10. Pentru că, de fapt, eu era determinare, nu doar pentru tine. Pentru că, repet, slujirea schimbă ceva în tine. Nu doar ce faci tu. Nu doar, iertați-mi expresia, ți-ai făcut numărul, ți-ai făcut timpul și ai plecat de acasă. Nu se ocupă cu curățenie, nu. Ei de jos, dacă vezi. Îți pasă, vezi o nevoie, te implici. Nu stai și spui nu-i treaba mea. Problema e că am ajuns într-o stare în care nu mai e treaba noastră deloc. Dar ar fi bine să ne fie treaba noastră. Și faci lucrurile astea în momentul în care știi la ce te-a chemat Hristos, știi ce trebuie să faci și cum chiar închei. Una de lucrurile care îmi plac cel mai mult e că mergea până la capăt pentru o mărturie bună. Știți ce se vorbea din sat? Mă, ăsta, ăsta e un harding. Ăsta, dacă mere, nu se oprește până termine, nu? Și e o mărturie pe care trebuie să o lăsăm în societatea noastră. Că oamenii au văzut că am pus mâinile pe coarnele plugului. Dacă nu te întreabă, se întreabă dacă ai terminat sau nu. Înțelegeți-o acum? E o moștenire pe care le lași copiilor tăi a celor care te vede că ești un om serios. Și că ai început ceva, mergi până la capăt. Indiferent cât de foame cât de sete și cât de cald. Dacă nu o faci pentru tine, fă -o pentru copiii tăi. Dacă nu o faci pentru apropierea ta de Dumnezeu, fă -o pentru apropierea lor. Dacă nu vii la biserică pentru tine, măcar vină ca o imagine pentru ei. Că duminica să vină la biserică. Și-un lucru foarte important. Aveau o determinare și mergeau până la capăt. Pentru că de, fi, de ei depindeau eficiența și hrănirea casei întregi. Știau că dacă fac un lucru bun, vor recolta un porumb bun. Dar dacă ascultați-mă la plug, fușărești. Vreau să vă întreb ce recolți. Ce, pentru ce mai, mai are rost să merg să recolte Dacă ai fușărit, la a semănat. Dacă ai fușărit în slujirea de început, pentru ce să mergi? De fapt, ce să faci? Și bucuria pe care o avem e în viața noastră că niciodată n-am fost singuri. Pentru că El, Domnul, nu ți arată doar plogul, îți spune o și te lasă singur. Și Dumnezeu care e cu tine în fiecare clipă, în fiecare moment. Și dacă reușim, cu toată determinarea noastră, tot piharul lui reușim, să știți, cu toată consacrarea noastră, cu tot sacrificiul nostru, tot prin harul Lui, tot prin binecuvântarea Lui. Și ar vrea să încheie altfel decât am încheiat predicile până acum. Tu nu pleci niciodată de la mine și nici o clipă singur nu mă las. Tu ești mereu puterea ce mă ține, Din cel, din tâi la cel, din urmă pas. Tu nu mă lași și nu mă uiți vreodată, Străbat cu tine munți în și lungi. Eu n-am să văd nici moartea niciodată, cu tine alături am să fiu și atunci, cu tine și rănit străbat cărarea, cu tine eu veghez în ceas târziu, când tu mă mustri simt adânc mustrarea și când te bucur tot de -a tu nu mă arunci sus ca pe o zdrianță, ci ești mereu în mine ca o Mi-ai pus în suflet, Doamne, o speranță, cu nu e nimeni să